Situația de pe piața laptelui și produselor lactate nu este una foarte clară în Europa, mai ales după dispariția cotelor de lapte în 2015. Totuși, în ciuda temerilor și a lipsei de certitudini, marile ferme fac investiții în noi tehnologii, în specialiști, în cercetare și în animale, administratorii acestora fiind ferm convinși că viața merge oricum mai departe și că orice s-ar întâmpla, oamenii vor avea nevoie și în viitor de produsele lor, de lapte, de carne, de brânzeturi, de produse tradiționale, de mâncare în general. Ideea lor nu este una greșită, fiindcă, dincolo de avertizările venite din interiorul Uniunii Europene legate de un viitor sumbru al fermelor din Europa de Est, de exemplu, există și alte semnale de alarmă transmise de FAO, care spun că omenirea este amenințată de o criză a alimentelor, care își va face simțită prezența în următorii ani. Așa că este nevoie de tot mai multă mâncare care să intre pe piețele de peste tot pentru a putea, în final, să hrănească o populație tot mai numeroasă. De fapt, dacă este să luăm în considerare cifrele oficiale de pe piața laptelui, date puse la dispoziție de Uniunea Europeană, lucrurile nu stau deloc rău pentru fermieri. Dimpotrivă, cantitățile de lapte colectat în Uniunea Europeană au crescut cu 4,6% în ultimele luni. De asemenea, a fost procesat cu 22% mai mult lapte în ultima perioadă și, ceea ce e și mai important, cererea de produse procesate, cum ar fi untul și brânza, a crescut simțitor, potrivit sursei menționate. În concluzie, o fermă poate fi și în viitor, ca și acum, o idee de afacere de succes, dacă este bine gestionată și bine tehnologizată. Un exemplu în acest sens am găsit în Bulgaria, țară vecină, unde în general situația oamenilor și poveștile seamănă cu cele din România. În general, fiindcă în particular, fiecare poveste este altfel și fiecare conține ceva special, din care se poate învăța ceea ce este de învățat. Deci, una dintre cele mai mari ferme de vaci din țara aflată la sud de Dunăre se numește Asenița 96. Aceasta este gestionată de Alexandru Caișev, care, deși a absolvit o facultate de istorie, nu a stat nici măcar o oră la catedră, fiindcă de la început a simțit nevoia să facă altceva, adică să se ocupe de creșterea animalelor și de afaceri și nu să le vorbească elevilor și studenților despre Alexandru Nevski sau despre Filip Macedoneanul, tatăl lui Alexandru Maceton, care a trăit cam în aceeași zonă în care trăiește el astăzi, adică nu departe de Asenovgrad. De unde a apărut această pasiune pentru zootehnie este greu de spus, mai ales dacă ne gândim că Alexandru Caișev provine dintr-o familie cu pretenții, că tatăl său a fost medic și că a trăit într-un mediu în care prea puțin s-a pus problema unui trai la țară, printre vaci. Cum a ajuns un profesor de istorie să conducă ferma aflată în top 10 unități de profil din Bulgaria? El, personal, spune că din noroc, ceea ce înseamnă că îi place ce face și că este mulțumit de unde a ajuns până acum. Povestea lui propriu-zisă s-a întâlnit cu cea a fermei în 1996, deci cu aproape 20 de ani în urmă, când Asenița, unitatea pe care astăzi o conduce, era în paragină, când clădirile de aici erau distruse aproape în întregime, iar vechea fermă era aproape o ruină. Cum a ajuns în această stare? Românii știu la fel de bine ca și bulgarii cum. După căderea regimului comunist, majoritatea unităților de producție care aparținuseră statului au fost lăsate în paragină, fiindcă proprietatea tuturor asupra tuturor bunurilor nu mai exista. Și nimeni nu reușea nici să împartă proprietățile, dar nici să le întrețină așa cum ar trebui. După paragină a urmat distrugerea efectivă și intenționată a fabricilor și a fermelor. Ca și în România și în Bulgaria, oamenii cred că distrugerile au fost făcute cu intenție și nu la întâmplare, dar asta este altceva. Ei bine, după ce ferma a fost distrusă aproape în întregime, nimeni nu mai părea dispus să dea niciun ban pe ea, fiindcă nu mai merita aproape nimic. Atunci a venit momentul lui Alexander, care a decis să cumpere fosta cooperativă agricolă de producție a Asenovgradului cu bani puțini. Aproape pe gratis, de fapt. Începutul nu a fost deloc ușor. Clădirile erau distruse, iar cele 118 vaci de la început nu aveau nici pedigri, nici nu erau exact așa cum și-ar fi dorit el, dar măcar erau ceva. De aici până la ceea ce este astăzi Asenița a fost de muncă, dar efortul a meritat, așa că acum în fermă trăiesc 350-360 de vaci de lapte și pe lângă ele 300 de juninci și viței. Și pentru că un asemenea șeptel are nevoie de resurse, de oameni care să se ocupe de el, în fermă muncesc numai puțin de 35 de oameni, cu salarii relativ mari pentru Bulgaria. Astfel, un muncitor simplu primește în jur de 300 de euro pe lună. Un specialist, un veterinar sau un tehnolog primește lunar 780 de euro.
În unitate sunt 2 ingineri, 2 veterinari, mai mulți tehnicieni, 2 contabili și personal necalificat, care toți muncesc cod la cod pentru o firmă care evident are un viitor promițător. Totuși, tânărul administrator are o supărare legată de salarii. El este nevoit ca 70% din banii alocați pentru salarii să-i trimită către bugetul de stat, ca taxe și impozite, ceea ce este foarte mult. Totuși, salariile foarte mari ale angajaților și investițiile masive în mașini, tractoare sau utilaje au ridicat puternic ferma și au dus întreaga afacere într-un elitist top 10 al agriculturii bulgărești și apoi pe lista furnizorilor de lapte pentru compania franceză Danone. Have about 30 employees, 30. And we sell it to Danone. We have been giving our milk, selling our milk to Danone for 18 years. That's it, in general. Tons per cow, 9 tons of milk a year. We have also awards. We have won awards. Say. Auzen sam uzen da non nekako do prodavate li? No, it's only the non. Pentru a susține creșterea animalelor, Alexandru Caișev a fost nevoit să răspundă la o serie de provocări, unele dintre ele foarte serioase. Prima dintre ele, care oricum nu a fost rezolvată, așa că va veni pe agenda administratorilor recurent, este că ferma se află în interiorul localității, iar mirosurile grele și neplăcute îi deranjează pe vecini. Din când în când, aceștia se plâng autorităților și cer ca întreaga unitate să fie desființată și mutată undeva, în afara orașului, departe de orice așezare, așa cum cere legea la urma urmei. O altă provocare pentru el a fost de a găsi o suprafață de pământ suficient de bună pentru a cultiva cereale și nutrețuri pentru animale. În Bulgaria, probabil chiar mai mult decât în România, fărâmțarea terenurilor le dă bătaie serioase de cap fermierilor. După marea naționalizare și apoi după schimbarea regimului care a condus la reîmpărțirea pământului, țara s-a trezit spartă în bucățile mici, greu de gestionat și mai greu de muncit. Pas cu pas a reușit să cumpere și să ia în arendă în total circa 2000 de hectare de teren, pe care a plantat an de an grâu, iarbă și altele pentru a-și hrăni vacile și în plus pe cele câteva căprioare care s-au adăpostit lângă ferma sa. Price of land, 4-5,000 euro per hectare. The question is that land is very small and very patched. The average is 1 hectare. They're small plots of land. Deși în Bulgaria ar fi ferme suficiente, în țară intră, ca și în România, cantități impresionante de lapte din import, ceea ce uneori le dă bătăi de cap fermierilor.
nu însă și lui Alexander, care este calm și pare mereu stăpân pe situație. In Bulgaria, you have milk import. One third of the milk in Bulgaria is imported, which means that we have some scope to make more milk. From Hungary mainly. We import milk from Hungary. Yeah, we will make more effort. Planove imate li veche kako se pravi? Da, imamo. Yes, we do have our plans. Modernizing of the company, the farm, reducing the cost of production. How I koliko ste kako se bude usvrediti sa bistinosta? By making cheaper food, cheaper fodder. And by reducing our dependency on soy. Soy dependence. Soya. Soya. Mm-hmm. A kak se izgubilo? We are going to try and increase the proteins in our food. The protein content. By better quality silage and hay. Danone pays a bonus for good quality milk. About 0.5 cents a liter for each tenth of lipidity. It is a very complex system, but the fatter the milk, the more proteins, the more hygiene, they give you a small bonus. Or sanctions, for that matter. Administratorul fermei se gândește și la dezvoltare, dar ar vrea ca aceasta să fie făcută pas cu pas, să se extindă cu 15-20% în următorii ani. Doar în Bulgaria de Sud sunt încă alte 20 de ferme de aceeași importanță, dar nu-l sperie. Important e să meargă înainte. Problema pământului însă pare că îl încurcă cel mai mult. I work on 700 hectares of land. And I have 5 hectares of my own land, but I cannot work it. I cannot farm it. Why? They're not close by. They're not economical. They're not in my area. I have them someplace else in Bulgaria. Traditions were broken in Bulgaria. 50, 60 years ago, when the land was nationalized, the tradition was broken. This is what our situation was 10 years ago. We had animals, but we didn't have land. And this is why we buy. We buy land. And we rent land.
ferma este perfect organizată. Fiecare vacă are un număr notat pe un crotal și în funcție de acesta se face și însămânțarea. Majoritatea sunt vaci de lapte și sunt din rasa atent selecționată pentru că principalii beneficiari ai producției sunt, așa cum s-a spus, foarte exigenți. Ferma este în top și dacă vrea să rămână acolo, nu trebuie făcute compromisuri. Pentru a ajunge aici însă, Alexandra a apelat la 3 programe de dezvoltare cu ajutorul cărora și-a dezvoltat afacerea și tot prin acestea a cumpărat mașini și utilaje necesare. Practic, în ultimii ani, el a accesat 1,5 milioane de euro ca fonduri europene, majoritatea cu o cofinanțare de 50%. Nu știe dacă va mai accesa și alte fonduri, dar cu siguranță până una alta, acestea îi fac cu ochiul. Cum a ajuns Alexander Caișev să aibă în paralel și o fermă de căprioare, nici nu știe. Spune că, la începuturi, a venit o căprioară la fermă, apoi altele, apoi s-au mulțit, așa că acum are o turmă de-a dreptul frumoasă de urmașe ale lui Bambi. De fapt, întreaga fermă e frumoasă, fiindcă deși este perfect tehnologizată și organizată, nu este una rece, fără viață, ci una vie, în care apar din ce în ce mai multe abateri de la reguli care fac un loc special. Niște căprioare, niște porumbei, un profesor de istorie care este convins că a avut noroc că a ales să se facă fermier. Unul de succes de care Bulgaria poate fi mândră, spunem noi.